Mii de tineri își încearcă norocul acum pentru a doua oară la examenul de bacalaureat. Sesiunea de toamnă începe astăzi cu proba la limba și literatura română. La examen pot participa candidați care au picat inclusiv în anii precedenți, dar pot participa și cei care au fost eliminați la alte sesiuni sau n-au putut încheia clasa a 12-a în timp util. Rezultatele parțiale la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat se afișează pe 25 august. Contestațiile vor fi rezolvate până pe 28 august, urmând ca pe 29 să fie afișate rezultatele finale.